să înceapă aventura, ne ducem la o drumeție, toată lumea s-a trezit, a luat cafeaua și vom descoperi drumul dragonului. Traseul nostru turistic începe cu băile tatare și văd că acolo a venit și delegația poloneză, da, ca să știți că această drumeție este sponsorizată de ambasada poloneză. Și e soare, vânt, frig, prima zi de toamnă pentru mine. De ce bunătăți pe aici? N-am mâncat babă. Eu cam uitat cum se numește. Traseului, drumul dragonului. Ne bucurăm să fim astăzi împreună pentru a marca deschiderea unui nou capitol pentru turismul din rezervația cultural-naturală Orcheii Vechi. Un traseu unic, plin de peisaje spectaculoase, istorie și mister. Traseul drumul dragonului este mai mult decât o călătorie în natură. Accesului turiștilor și la protejarea patrimoniului natural și cultural. Crearea aplicației mobile EcoApp în limba română care oferă informații detaliate despre traseile turistice durabile din Republica Moldova, facilitând o experiență interactivă și educativă pentru utilizatori. Dureș cu un cuvânt de deschidere pe domnul Ion Ciobanu, director Rezervația Culturală Naturală Orcheiul Vechi, gazda evenimentului. Bună ziua, stimați membri ai corpului diplomatic, traseul este deschis, cei care doresc să exploreze, îl invită domn Valeriu ca un ghid adevărat să ne conducă pe acest traseu și felicitări tuturor pe acest eveniment minunat. Gata, începe traseul, gata, începe traseul, trebuie să fug, oamenii au plecat. Au venit foarte mulți oameni să vorbească, să-mi spună, a, tu ești bloggerul celebru din Moldova. Eu sunt bloggerul care duce numele Moldovei în lumea mare. Iată, am acolo o prietenă călătoare, pe unde am mers ea? Eu merg pe aici, pe de-a dreptul, așa zice Moldova. Și uitați-vă cât de frumoasă este această baie tătărască, care și ea a fost restaurată. Anul trecut nu am văzut-o așa de frumoasă și uitați-vă acum. Wow! Da, uitați-vă și voi ce frumusețe. Aici este Trebujeni, partea aialaltă Butuceni. Noi îl mai numim Orcheiul Vechi. Și într-adevăr, dacă vorbim despre ecoturism, vedeți, natură, spațiul este foarte bine amenajat. Eu m-am pus steagul pe cap. Piciorușe, piciorușe, sunteți voi gata de un traseu de o oră, o oră și jumate? Ce anume ai făcut, ce urmează să se întâmple atunci când turiștii vin să-l exploreze și care este distanța? Traseul are 4,6 km. Eu m-am ocupat de marcarea acesteia. Și una din, zicem, sarcinile de bază e să facem un traseu accesibil atât pentru populația locală, cu copii, pentru toată familia, cât și pentru turiști. De asta traseul e marcat cu marcare de două limbi, română și engleză. Este un traseu ușor de făcut, are o pantă care e spre moderat, însă la fel accesibilă, pentru că Butuceniu e o locație cu peisaj dramatic, de-aia cumva ar fi păcat să nu includem măcar o posibilitate de a te apropia de piatră, de a te apropia de piatră.
Însă, farmecului include cele mai, să zic eu, reprezentative situri arheologice. Și asta e Baia Dădărească, de la care noi acum venim. Mergem acum spre complexul Caravansarai, unde este, de exemplu, o moschee și o biserică medievală care au existat în același timp, în același loc. Ceea ce arată mult despre cultura acelui loc. Însă, toată experiența asta se întâmplă într-un mediu cât se poate natural. Pe jos avem patru specii de cimbrișori, vedem în jur peisajul dramatic cu pietrele albe care au fost fundul Mării Sarmatiene și asta e cumva farmecul locului, însă o bună parte din tot ce v-am povestit până acum era accesibil doar pentru cunoscători, doar pentru câțiva oameni care știau unde se află locul. Asta voiam să zic, pentru că la prima vedere, cumva, Orheiul Vechi, rezervația peizajistică, a devenit într-un fel, nu știu dacă aș spune banală, dar ar fi cunoscută. Și atunci când vorbim despre marcarea unui traseu în aceeași rezervație, cu ce ne-ar surprinde acest traseu din nou? Eu sunt foarte norocos să fiu aici la intersecția la careva schimbări, care vine acum Ministerul Culturii, împreună cu Oficiul Turismului și Administrația Rezervației, să lărgească experiența asta, să se împartă cu bogățiile care le avem sau să le facă disponibile într-o infrastructură accesibilă pentru publicul larg. Asta ceea ce se întâmplă. Și e exemplu recent că acest traseu poate fi explorat de la Mic la Mare. Da, Mia. Pornim? Haide! Mami! Aici, în zonă, întâlnim tot spectrul de specii datorită reliefului care îl avem. Și dați, dacă noi facem o privire în jur, noi avem ecosisteme de pădure, avem ecosisteme petrofile, uitați-vă, și avem ecosisteme deci, de luncă, acvatice. Și iată, toate aceste ecosisteme includ toate aceste cenzuri de specii. Și de aceea, aceste rute și aceste inițiative asociațiilor care noi vrem, ele nu numai pentru a privi frumusețea aceasta peizagistică, dar noi vom veni și cu informații utile pentru turiști, vom veni și cu specii importante pentru atât pentru floră și ca peizagistică, cât și să le apărăm. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult din plin că participați, ați găsit timp ca să noi să inițiem acest lucru frumos. Și vă invit în continuare, dați să ne uităm, uitați-vă cel mai important, dacă dumneavoastră cunoașteți, ia uitați-vă aici, numai pe un metru pătrat noi putem să întâlnim un spectru foarte mare. Dacă cine spune mie ce plantă aceasta? Și la ce-l folosim? La un kilometru. Și iată, dumneavoastră, știți că noi în Moldova avem mai foarte multe specii, vreo 7 specii, 8 specii. Și mă bucur că întrebarea asta n-are un singur răspuns, dar o să vă povestesc câteva. Cumva, noi mergem acum pe traseu arheologic, care arată câteva obiective din perioada medievală. Aici a fost Getodaci, a fost Mongolii, a fost Marea Sarmatiană, adică deja se văd mai multe straturi. Și să-l numim că e un traseu getodacic, parcă n-am face dreptate la celelalte evenimente. Să-l spunem că e mongol, iarăși. Să spunem că e un obiectiv natural, Marea Sarmatiană, iarăși n-ar fi parcă pe deplin. De ce dragonul în toate mitologiile, de exemplu, steagul dacilor, era un cap de lup și un corp de șarpe și se numea Draco. Și într-o oarecare măsură putem să considerăm că acela e dragonul. Din alt punct de vedere avem forma rezervației peisagistice care vedem în dreapta mea, rezervația peisagistică Trebușeni, o pădure, care are o siluetă de dragon. Putem să spunem că e anul dragonului, e dragonul verde de lemn, anul ăsta, care iată urmează să termine. Și într-o oarecare măsură sunt dragoni în mitologia mongolă și avem iar și iar mai multe exemple, dar de fapt noi cred că cu echipa am căzut de acord că ar fi fain să lăsăm misticul să lucreze
și fiecare să-și descopere dragonul său, pentru că noi avem acum un traseu arheologic. Trebuie să avem alte trasee care ar fi parte din aceeași rețea, dar să le vorbim fiecare în parte, că ăsta e traseu arheologic, o să fie istorie prea mici. Și atunci aveam nevoie de ceva care să putem să-i dăm un nume mai mare, mai larg. Și am căzut de acord că dragonul ar face dreptate acest loc, care poate până la urmă nu-i înțeles, poate până la urmă e mai magic și are mai mult surprins și încă urmează să-l descoperim. Care are exact cam aceleași caracteristici ca și un dragon, care până la urmă nu-i exact definit, înțeles și descoperit. Cam asta ar fi o istorie pe scurt de ce am decis să-l numim așa. Sper că vă place și la urmă după ce ați merge cu traseu să spuneți dacă ați descoperit un dragon. Mie îmi place numele dragonul doar după forma. Forma spune multe. Da, da. Chiar mă întrebam de unde. Acum, și m-am gândit poate e forma dragonului, dar nu vizualizam așa cum e aici. Da, eu nu înțeleg. 7-8, asta ce înseamnă? Etapele a traseului? Da, din... punctele. Am înțeles. Deci este chiar un traseu bine numerotat. Da, da, deci la 7 moschee și caravanul Sarai, iar la 8 biserica ortodoxă. Da, iată, intercivilizația. Sunt mai multe denumiri care noi le folosim fără să ne adâncim în acest sensul acestor cuvinte. De exemplu, Palatul Pârcalabru. Nu numai părerea mea, dar și părerea mai multor arheologi, nu sunt corecte aceste denumiri. Palatul Pârcalabului a fost o cetate, o construcție din perioada tătărască, care atunci s-a numit și merge circulă așa, această vorbă. Și cu această construcție, deci eu categoric nu sunt de acord că este caravanserai și am să încerc să vă explic de ce, nu este doar părerea mea. Recent a trecut la cei drept cel mai mare islamist și numismat și arheolog român, directorul Institutului de Arheologie din București, Eugen Nicolae, care a cercetat foarte mult. El a pus bazele numismatice islamice aici la noi, cercetări islamice la noi și Dima-l cunoaște foarte bine. Când a venit prima dată cu Eugen Nicolae, noi tot așa de obicei, caravanserai, moscheie. Să înțelegeți că nicio construcție fundamentală la Sheikh al-Jadid nu a fost finalizată. Aproximativ 20 de ani au stat aici foarte. Noi înainte spuneam 500 de ani, nu 500 de ani, un secol, pe urmă jumătate de secol. Iar cercetările profesorului Postică și cercetările numismatice au zis că în jur de 20 de ani. De aceea la moschei, care se consideră una dintre cele mai mari moschei din lumea tătărască, s-a ridicat doar fundamentul minaretului. La cetate, niște construcții acolo, da, poate s-au finalizat, dar vă zic că a fost foarte puțin timp. Când l-am venit prima dată cu domnul Eugen Nicolae aici, dânsul a zis, eu îl consider, v-am zis încă o dată, cel mai mare specialist. Dânsul a zis, care caravanserai? De unde ați luat ploi caravanserai? Iată că drumeția s-a terminat, iar noi am venit aici la Muzeul de Arheologie și Antropologie. Ghidul a fost wow, de fapt, ce să zic, am auzit niște informații prețioase și vă las aici doar câteva imagini pentru că era gălăgie mare și nu puteam să filmez totul ce a spus doamna. Iar de aici, uitați-vă unde mergem, desigur, bucatele noastre moldovnești cu un păhărel de vin. Doilea pe primul e cetatea medievală, orașul mic și cetatea getică, ceramica tracogetică, tot făcută cu mâna.
Arheologia este o știință care noi trebuie să explici pe degete și dacă nu spui ce este, nu vă dați seama ce sunt aceste lucruri. Deci numai popoarele sedentare puteau toarce și țese. Nomazii nu aveau timp pentru așa ceva. Ei cumpărau, schimbau. Tracii, geții care locuiau aceste teritorii, acestea erau fusăiole. Partea de jos a fusului ca să toarcă. Deci și torceau și țeseau. Toate fragmentele acestea sunt făcute cu mâna, acestea deja sunt genetice, uitați-vă, ulceare mici, văsceare mici și credem că sunt și poate ceva de cult, dar sunt și pentru jucării, pentru copii, vârfuri de săgeți, podoabe, cuciorașe, cuțitașe de fier, bine, mai multe sunt și la Muzeul Național de Istorie, o parte de la Rovinic este la Muzeul Național de Istorie, o parte aici. Tot vase și vase de lut, iarăși modelate cu mâna, geții, pasecurile 6, 4, 3 înainte ale noastre nu cunoșteau geții roata olarului. Cei care le-au adus această roată a olarului și vase făcute la roată au fost greci, negustorii greci care au venit aici începând din secolul 6. Eu să zic așa, asta este concluzia zilei. Drumeția dragonului a fost wow. Am înțeles că sunt mai multe semnificații a dragonului. Fiecare își găsește dragonul său. Și Leia, cum a fost? Wow, și mulțumesc Poloniei care tot au participat. Da, a fost foarte frumos, foarte gustos și o toamnă de aur care abia începe aici pe coline. Drumeția a fost chiar foarte interesantă. Oamenii pe care i-am întâlnit și să nu uităm că această torbă Moldova va merge prin Africa, așa că am deja unde să-mi pun termosul cu apă și niște gustări de care am nevoie și ați văzut, steagul întotdeauna cu mine. Ne vedem în Africa!